Iată, vreau să vă vorbesc despre stimulare. Deci, ce este stimularea? Stimularea este un pic de sirop dat în cazul în care familii și-au făcut rezervele de miere. Vom da câte un pic de sirop, cam 250-300 de mililitri la fiecare. Nu dăm foarte mult, dar eu știu că este și un cules foarte bun în perioada respectivă. Iar stimularea se face cu puțin. Chiar dacă e familia foarte puternică, vom da foarte puțin, doar cât să simtă că este un pic de cules. După ce vom da acest puțin sirop, la o săptămână vom verifica dacă sunt blocaje. Și vom debloca dând rame la centrifugă, chiar dacă conține sirop. Acea miere o vom folosi pentru a face turte în primăvară. Cam asta este stimularea, deci foarte puțin sirop, 250-300 de mililitri. Eu nu dau chiar la toți, am câțiva care nu mai e nevoie și au făcut rezervele foarte bine. Pun o ramă după diafragmă și am terminat. Cam atâta despre stimulare.